Și bine v-am găsit la un nou videoclip. Sunt cu un prieten de la Viard. Mergem amândoi astăzi până la Paris. Și să-i dăm bici. N-are rost să stea după mine, el are Scania, eu sunt cu bătrânelul. Deci, el merge mult mai bine la pantă. Reconfigurarea traseului. Bine, la servus. Ia uitați și voi, Scania de via. Stai acolo. Reconfigurarea traseului. Pe următoarea stradă, virați la stânga. O să te desfac acum dacă tu te-ai trecut pe jos? Și părăsiți la a patra ieșire. Trebuie să facem pauza de weekend. Și dacă tot ne-am găsit aseară aici la parcare, am băut o bere, un vin. Și ne-am hotărât că amândoi avem descărcare luni la Paris. Atunci numai bine, suntem amândoi. Și nu mai îmi petrec weekendul singur prin Franța. Ne-am aprovizionat cu vreo 5 pacuri de bere, vreo 6 litri de vin. Cred că praștie ne facem. Băieții lucrează aici intens. Intrați în sensul girator și părăsiți-l la a doua ieșire. Reconfigurarea traseului. Stai tu, Ioana, că fac giratorul invers ca în Anglia. Ce te vorbești acolo, reconfigurezi? Pe banda dreaptă.
departe 130 de kilometri. Da, da. Așa facem iar. Băieții de cartier, hai la Paris! Hai, Scania, ce faci? Dă-i că te împing. Nu mai... Nu mă fă să-mi pierd demarajul. E diferență numai de o tonă între noi. El are 24, eu am 23. Da, dar la pantă se duce.
ăștia pe a treia bandă se bagă. Să depășească. Lăsat în urmă Scania. E normal. Nu se pune un euro 6 cu euro 3. Acum să coborâm. De frontiera cu Franța. Sunt ceva lucrări pe aici, pe la poldurile astea. Au ce fain din Scania.
Da. Am uitat de filmare că era pornită. Da, mă gândeam la alte. Păi ce să vă zic, eu vă las că uităm de autostradă, de fapt de multe pe autostradă, dar hai să vă las să mai vedeți un pic pe lucrările astea. Și da, după ce trecem telepas, acum o să oprești și filmarea. Zicea că nu mai încarcă. Ciudat. Rinul meu e acolo înainte. Dar nu-i baica. Să trec numai să scap de ăștia, ca pe el ajung. Ați depășit limita de viteză. Poate că dincolo e control la cantar. Aici ai control la mașini mici. Ce face asta? La rău. Era cu autocarul l-a luat. Eram sigur. Dacă e control la mașini mici, atunci oprește și autocarul să vadă ce pasageri are. Da, bine, dragilor, vă las. Ne auzim la un nou videoclip, vedem pe când. Vă salut, grijă de voi. Să fiți cuminți. Ciao.